Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 143 ediție de analize economice, un proiect comun IRIS Viitor și Privesc Eu. Tot cealaltă ediție le puteți urmări pe pagina noastră a IRIS sau Privesc Eu sau pe pagina mea ioniță.md, unde la rubrica analize economice sunt toate analizele de până acum. Astăzi vreau să vorbesc despre un subiect, în opinia mea, extrem de important și interesant, legat de două motive de bază. Prima, astăzi avem forumul național al producătorilor strugurilor de masă și eu la acest forum am de o cuvântare. Pregătindu-mă în acest forum, am gândit că ar fi bine să facem și o analiză economică. Și doi, este că strugurile de masă în 2023 au atins niște cifre, să zicem așa, excepționale și sincer vă spun, de când pregătesc analize economice, de multe ori am pregătit, rare ori am așa senzație de bucurie, știți așa, între asta noi suntem. Deci, de regulă, cifrele care ne conjoară pe noi ultimul timp, știți și dumneavoastră, nu trebuie să vă spun eu, produsul intern brut, creșterea industrială, producția în agricultură, lucrurile stau nu cel mai bine, ca să vorbim așa mai delicat, iar atunci când iai o temă unde toate lucrurile sunt pur și simplu frumoase, te gândești, mai sunt și lucruri bune pe fața pământului. Deci astăzi vom vorbi despre struguri de masă, exporturile lor, producția lor și avem câteva recorduri absolute care chiar te face să te simți bine. Haideți să începem de întâi cu constatările, cu recordurile, apoi trecem la analiză. Prima ce avem, exporturile în 2023 au urcat până la 66,3 milioane de dolari, 55% creștere. În condițiile în care, mai târziu voi vorbi la noi, exporturile au scăzut, exportul de producție agricolă a scăzut, exportul de regnul vegetal, deci asta sunt fructele, grăunțoasele plus produsele oleanoase, deci floarea soarelui, rapița, avem o scădere, creșterea aceasta de 55% este pur și simplu extraordinar, precedentul record a fost în 2022. Dacă vă uitați atent la struguri de masă, toate recordurile au fost în 2022 și acum 2023 pur și simplu le-a bătut pe cel din 22. Dacă să vorbim așa 22 cu 23, dacă să ne comparăm până în 2021, acum avem o dublare la tot ce vorbim struguri de masă. Noi pur și simplu moldovenii au descoperit struguri de masă ca potențial de export. Deci și acum veți vedea toate elementele. 2. Avem cel mai mare preț de export. Dacă în 2022, iarăși recordul precedent, am avut 69 de cenți pentru un kilogram de struguri, anul în 2023 am avut 95 de cenți, o creștere cu 38%. Aici vreau să spun un lucru important. Dacă la celelalte produse noi suntem relativ necompetitivi, ce înseamnă lucrul acesta? Producția pe care o exportăm noi se scumpește, crește prețul ei cu mult mai lent decât producția care noi o importăm, asta înseamnă că noi trebuie să exportăm mai mult ca să procurăm aceeași cantitate de bună, atunci la struguri de masă noi stăm foarte bine, deci avem o creștere de 38% într-un singur an, greu să mai găsești un alt domeniu unde avem așa de creștere. Al treilea record. În 2023 am reușit să exportăm în 36 de țări, în creștere cu 28%. Precedentul record a fost în 2019, 28 de țări. Anul acesta avem cu 8 țări mai mult decât recordul absolut bătut în 2019. Al treilea, scade concentrația exportului. Ce înseamnă lucrul acesta? Până acum noi, de fapt, mai târziu voi veni în detalii, exportam în câteva țări, primele trei țări dețineau în 2015 91%. De fapt, toți struguri de masă noi exportam în trei țări. Astăzi, primele trei țări sunt doar 67%, altfel spus, noi nu numai că exportăm mult, dar noi și ne-am diversificat destul de puternic. Producția în general a strugurilor de masă în 2023, și aici, dacă în toată producția agricolă avem o scădere și avem o, să zicem așa, o nemulțumire, vedeți agricultorii cât sunt nemulțumiți, la producția agricolă noi avem o creștere de 42% până la 1,6 miliarde de lei, de fapt 1 miliard 630 de milioane de lei. În recordul precedent am fost în 2022 cu 1,15 miliarde, vedeți tot 22, în alți ani și nu mai vorbim. Punderea în exportul de producție ale agricolă și ale regnului vegetal, deci agricolă ale regnului vegetal. Aici puțin, da, aici ce avem noi, mai departe va fi toate detaliate. Deci am avut 7%, avem acum 7% din toată producția agricolă, de 946 de milioane de dolari, în total și am avut în 2000 4,8%. Și ultima, de fapt nu ultima, dar penultima, în exportul de fructe comestibile. Deci ce avem aici?
miere, cireș, struguri, nuci, am să le dau mai târziu pe toate. Deci dacă în 2020 am avut 11,9%, acum avem 25%, de fapt fiecare a patrulea, deci o pătrime de toate exporturile din fructe și nuci sunt de anume strugurii. Și ultima, strugurii au ajuns în top 1 exporturile de fructe și nuci. Dacă până în 2022 era pe locul 3, erau întrecute de miere și nuci, acum mierele și nucile, din păcate, au înregistrat o scădere, iar strugurile au înregistrat o creștere pur și simplu spectaculoasă și din 2023 putem să spunem că produsul numărul 1 de export a Republicii Moldova dintre fructe și nuci, dintre fructe, este strugurii de masă. Și acum să trecem la analiză. Aici, dacă vedeți, prima ce două cifre, uitați-vă, topul exporturilor noastre în 2023, pe primul loc se află strugurii cu 66,3 milioane de dolari, pe locul 2 mierele cu 62,8, pe locul 3 prunele. Ați auzit foarte multe știri despre prune, într-adevăr, au crescut până la 40,38, nucile 40,35 sunt în scădere, cireșele 20,44, creștere, dar nu așa de tare ca nucile, caisele 29, piersice 1,33. Anul trecut, mierele erau pe locul întâi cu 91 de milioane, vedeți, a scăzut puternic, nucile cu 50, strugurii 42,8. Deci struguri de pe locul 3 au sărit pe locul întâi și cred că aici e locul lor și aici va fi. De aceea este motivul pentru care noi ne bucurăm. Când vorbim de struguri de masă, ei rezolvă două probleme fundamentale agriculturii noastre. Și aici vreau să spun, da, agricultorii au nevoie de suport, toate protestele care acum le fac ei au nevoie să-i auzim, dar cred că fundamental pe termen lung noi trebuie să trecem la agricultura aceasta, să zicem, cu investiții mici la agricultura într-adevăr performantă, intensivă, și una dintre ele este struguri de masă. Deci agricultura îți rezolvă două probleme, strugurii, producția strugurilor de masă îți rezolvă două probleme. Prima problemă este ocuparea forței de muncă. Vă rog să vă uitați în grafic. În anul 2000, la noi, în agricultură, erau ocupați 770.000 de oameni. Da, salariați erau 185.000, iar 585 lucrau pe cont propriu, deci oameni mici, producători, care ceva făceau, inclusiv oameni de plângă casă. Astăzi am ajuns în agricultură să avem 178.000 de oameni, dintre care, cu contract de muncă, salariați angajați 34.000 și 144.000 pe cont propriu. Dacă observați, avem o scădere de 4 ori și ceva. Iar cel mai important este că noi, de fapt, în agricultură, scăderea este legată nu numai de ceea ce noi producem, dar, într-adevăr, avem o creștere a productivității mult și, doi, a scăderea aceasta mare din agricultură este cauzată, de fapt, că noi de la agricultură performantă, unde ai nevoie de forță de muncă, am trecut la agricultură grâu, porumb, deci, băi, s-a manat și o merge, o combină și lucrează și atunci avem următorul rezultat. Astăzi, în Republica Moldova, la 100 de hectare de teren agricol care avem noi, lucrează 9 oameni. Dacă ai într-un sat 3.000 de hectare, 30 ori 9, 270 de oameni. Mai mult de 270 de oameni nu ai ce angaja. Ha, eu zic 3.000, dar nu prea avem noi sate cu 3.000 de hectare de pământ agricol lucrat. Deci agricultura care o avem noi astăzi, fiind cam primitivizată, îmi permit să folosesc cuvântul acesta, s-a ajuns la ceea că noi, de fapt, nu avem oameni, nu lucrează. Dacă ai producția de struguri de masă, atunci la 100 de hectare îți trebuiește cel puțin 40 de oameni și plus mai ai 20 de oameni la industria adiacentă. Dar să nu-i lăsăm pe ăștia 20 într-o parte, deci ai 40 de oameni. Ce înseamnă lucrul acesta? Trecerea la agricultură de aceasta, de cerealiere, la agricultura producției strugurilor de masă sau și a mierilor, și a mierilor situația este similară, dar astăzi vorbim struguri de masă, îți permite să crești numărul de angajați pe un hectar de pământ de cel puțin 5 ori. Lucrul acesta înseamnă utilizarea forței de muncă. Încă o dată uitați-vă la grafic. Dacă vă întrebați de unde au plecat oameni psihotare, de ce au plecat oameni psihotare, imaginați-vă că 600.000 de oameni care lucrau în agricultură, astăzi nu lucrează și nu doar din cauza că suntem mai performanți, dar din cauza că noi de la o structură a producției agricole am trecut la una care nu necesită forță de muncă și asta este prima problemă care o să rezolv. Nu necesită în sensul rău a cuvântului, nu în sensul bun a cuvântului. Și al doilea, îți rezolvă problema bunăstării. Uitați-vă, noi avem teren.
nu poate Republica Moldova, noi nu putem concura cu țări cum este Ucraina, vedeți acum noi uităm că vine grâu din Ucraina, vine porumbul din Ucraina. Ucraina are milioane de hectare, noi nu putem concura cu Ucraina, nu putem concura cu țări mari. Noi suntem o țară micuță și atunci întrebarea, ce creștem noi? Eu am luat un lucru simplu. Am luat care este producția. La principalii 10 produse. De ce am luat 10? Aceste 10 produse asigur peste 90% din tot exportul nostru de producție agricolă crescută pe pământ. Și uitați-vă, la struguri, de pe un hectar de pământ, și am luat la producția medie, nu am luat la livadă intensivă, care are o producție exact de 7 ori mai mare în viță de vie intensivă. Deci de 7 ori mai mare. Noi avem $8,000, aceasta este cifra reală, cât se obține pe un hectar de viță de vie în Republica Moldova, în cazul când strugurii de masă tu exporți. $8,000, aceasta înseamnă o livadă obișnuită, nemodernizată, lucrează așa cum lucrează, la o livadă modernizată, la o livadă nouă, se obține $40,000-$45,000 la prețul zilei de astăzi. La mieri avem aceeași situație, 4.000, la sâmburoasă, mediu 8.000, la Sâmburoasă 4.000 și uitați-vă, la nuci deja sunt 1.800 și mai departe. Floarea, soarele, rapeța, porumb, uitați-vă grâu, $650. Asta am luat în producție de grâu bună. Deci de la $8,000 în mediu care avem noi astăzi și nu vorbesc de livezele intensive, că în condiția grâului, tu mare intensitate acolo nu poți face, ai $600, rămâi cu $600 în condiția strugurilor de masă, în mediu 8.000, la cele mai performante plantații de viță de vie, poți ajunge până în 40.000, deci 30 de tone la hectar se obține în prezent destul de relaxat, asta e 27.000, deci eu am luat 8.000, asta este cel mai simplu vorbind. Uitați-vă, producția strugurilor de masă. Noi în acest an am ajuns la performanța 1,6 miliarde lei, dacă vă uitați atent. Noi am stat relativ pe loc până în 2021 și acum am crescut până la 1,6. Deci ceea ce vreau să spun eu este că această ramură care, fără ca să depună eforturi speciale din partea statului, ai că s-a depus, s-au dat subvenție, dar nu am atras atenția care am putut-o fi atrage, ea a devenit numărul 1 în prezent și lucrul acesta ne permite să spunem că este o soluție pentru agricultura noastră și încă o dată repet, forța de muncă și remunerare. Uitați-vă ce am avut noi. Din toți strugurii care produceam în perioada 2001-2005, doar 10% exportam. 90% consumam în interiorul țării, nu aveam frigidiere, mă tem să mă imaginez ce făceam noi atunci cu strugurii noastre. După aceasta am crescut, în 2021-2023, 2/3 din toți strugurii de masă produse în Republica Moldova, mers pe export, lucru care nu poate să nu bucure. Deci, repet încă o dată, este maxima care am avut-o vreodată, deci noi am ajuns în prezent că cam tot ce producem, reușim să exportăm, adică 2/3, restul consumăm noi și lucrul acesta este bucurător. Dacă ne uităm la producția, la exportul strugurilor de masă, uitați-vă, în mediu, în perioada 2001-2005, exportam $2 milioane pe an. Haideți, nici nu-i serios. 2006-2010, 10 milioane, 2011-2017 milioane, 2016-2020, media 28 de milioane, și creșterea, de fapt, 21, 22, 23. Cel mai tare este 22-23. Deci anul 22-23 sunt cei mai frumoși ani pentru producția strugurilor de masă. Desigur că excepția 24, care trebuie să fie unul și mai bun. Deci, încă o dată, în condițiile în care exporturile au scăzut cu 6,7%, regnul vegetal, deci tot ce înseamnă, tot ce a crescut în agricultură, a scăzut cu 9,4%, în cazul strugurilor de masă avem o creștere cu 55%. Prețurile. Aici iarăși avem lucrurile, stau foarte bine. În perioada 2001-2005, prețul mediu a fost de 26 de cenți pe un kilogram, apoi 36, 44, 51. Vedeți acum și context internațional ține cu noi. Dacă observați, în 2021-62, anul trecut, în 2022-69, anul în 2023, 95 de cenți pe kilogram. Deci aceasta nu doar că prețul a crescut, dar din cauza că noi avem producție mai bună, avem structură mai bună, desigur sunt țări care exportă cu $2, cu $3. La conferința astăzi va vorbi un soi moldovenesc, inventat în Republica Moldova, a fost dus în Italia, acolo i s-a dat altă denumire, dar a fost procurat la noi și în prezent se vinde în mediu cu $3, cu $3 jumătate, $4. Cred că noi trebuie să aducem înapoi toate soarele noastre și să le începem să o producem.
După țările unde am exportat, observați, de la 7 țări, 9 țări, 10 țări, am ajuns la 36 de țări. În total, în acești, din 2010 până în prezent, Republica Moldova a exportat în 54 de țări. Că unele țări am exportat o singură dată, avem țări foarte exotice, poate vreodată voi publica lista țărilor exotice, unde au reușit să ajungă strugurii noștri. În total, avem 54 de țări, din 2010 până în prezent, unde au ajuns strugurii din Republica Moldova. Gradul de concentrație a exporturilor. Deci asta este foarte important. Am luat așa primele trei țări. Observați, era 91%, până în 2020 era în jur până la 85%. Acum, în 2022 și 2023, avem o adevărată diversificare a exporturilor. Astăzi, la conferință, cred că vor vorbi lumea din ce cauză noi avem, care a stat la baza acestei diversificări a exporturilor, anume în 2022-2023. Următoarele țări, 7 țări, dacă observați, ocupă tot destul de mult și în sfârșit astăzi mai mult de următoarele după top 10, observați 8,6, deci că avem destul de multe țări. Unde se exportă strugurii noștri? Mă gândeam să iau media pentru doar 2023, nu e corect. Că am avut un an excepțional. Să iau media pe 5 ani de zile, tot nu e corect. Că 2022-2023, cred că legat de războiul din Ucraina, ne-a schimbat enorm structura noastră. Deci am luat 2 ani de zile, încă o dată repet, pentru a vedea unde exportăm noi, este cel mai bine să iei șiruri mai mari de vreo 5 ani de zile. Dar nu am luat 5 ani de zile din simplu motiv că ceea ce s-a întâmplat în 2022-2023 este totalmente altfel decât a fost până acum. De aceea cred că este corect să luăm acești doi ani de zile și avem în felul următor. În 2 ani de zile, noi am exportat 30% în România, 24% în Rusia, 9,8% în Polonia. Belarus urmează și Kazakhstan. Alte 30 de țări, deci în total noi am exportat în 40 de țări în 2 ani de zile, că în 2022-2023 am exportat în, ați văzut acolo, în 36 de țări, dar avem în 2022 țări în care am exportat, dar n-am exportat în 23. Deci în total avem 40 de țări, dintre care primele două țări mai mult de jumătate, a treia și a patra, primele 5 țări deja au majoritate absolută, dar este bine că ne diversificăm. Prețul de export. Unde am exportat noi cel mai scump? Deci astăzi n-am vrut să vorbesc despre cine și țări și cât exportă, cred că voi face aceasta într-o analiză viitoare, dar țineți minte, prețul mediu este de 95 de cenți pe un kilogram. Cel mai bine, eu am luat doar primele 10 țări, n-am luat țările micuțe unde am exportat foarte puțin, am luat primele 10 țări unde am exportat cel mai mult. Dacă observați, din primele 10 țări ca exportul, cel mai bine a fost în Olanda, cu $1.47 de cenți kilogramul, pe locul 2, Germania, cu $1.46 prețul mediu. Cel mai bun ca volum, ca preț, este Polonia, că avem 11,7% exportul și $1.26. Și pe locul 2, cine ar fi bun, este România, că avem exportul 30,8%, cel mai mare exporturi, și în 2 ani de zile, în 2023. Și avem un dolar și un cent export. Deci este mai mult ca media. După aceasta observați prețul mediu 95. În Federația Rusă el este mai jos decât prețul mediu și Ucraina tot este cel mai micuț. În Ucraina bănuiesc că lângă struguri de masă au fost și exportați struguri tehnici. Din cauza aceasta este greu să divizez struguri de masă, struguri tehnici. Din cauza aceasta avem această diferență Ucraina, că la conferință cred că lumea va da detaliile. Și în restul 26 de țări, dacă observați, prețul nu este cel mai bun, dar este diversificare și noi exportăm și acolo. Deci, cert este că astăzi putem constata un fenomen nou în Republica Moldova. Industria strugurilor de masă a devenit industria sau ramura numărul 1 de export a producției noastre de fructe comestibile. Este ramura care a crescut cel mai mult din toată producția agricolă în condiția când celelalte au înregistrat niște creșteri așa mai moderate. În condiția scăderii exporturilor, această ramură crește pur și simplu spre calculos. Și această ramură, spre deosebire de alte ramuri agricole, permite cele mai mari venituri pe un hectar de teren prelucrat, în mediu $8.800, iar pentru plantațiile vinicole intensive să ajunge de la 27 până la $45.000 pe un hectar, în condiția când producția de grâu și porumb, din păcate, vorbim de $600-700. Deci dacă vrem într-adevăr să avem
Ocuparea forței de muncă. Tu ai nevoie de forță de muncă atunci când ai o viță de vie cu struguri de masă, deci ai nevoie de cel puțin 40 de oameni, minimul 40 de oameni. Doi, tu ai nevoie să, tu poți câștiga cu mult mai mult. Și trei, este un potențial enorm de export. Dacă observați cum merile până ce suntem într-o mică problemă, cu nucile, din păcate, mai mulți ani de zile suntem într-o problemă, regina exporturilor noastre în 2023, cu certitudine, a fost struguri de masă, ceea ce felicit pe toți participanții la forumul de astăzi al producătorilor și exportatorilor struguri de masă. Vă mulțumesc și pe data viitoare!